Problematica reactivării virusurilor hepatitice B și C este încă una relativ recentă și necunoscută. Despre riscul de reactivare a infecției cu aceste virusuri hepatice, vom discuta cu doamna profesor universitar doctor Victoria Aramă, șef de secție la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, medic infecționist și aș vrea să vorbim pe de o parte despre reactivare și pe de altă parte despre ce pot face pacienții cu afecțiuni hepatice. În mod normal, screeningul pentru hepatita B și C ar trebui să se facă în cazul pacienților imunodeprimați? În principiu da, el este chiar trecut în diversele protocoale, doar că știți foarte bine că cu marile progrese pe care le face medicina, se adaugă tot timpul alte categorii de imunodeprimați. Alte terapii mai noi, cum ar fi terapiile biologice, utilizate în reumatologie, în dermatologie, gastroenterologie, deci apar alte categorii de imunodeprimați și cumva, pentru aceste categorii noi de imunodeprimați, poate că protocoalele terapeutice din specialitatea respectivă nu conțin această recomandare. Deci, totul se mișcă foarte, foarte repede și trebuie să ne adaptăm tot timpul. Deci, teoretic, da, toți pacienții imunodeprimați ar trebui scrinați pentru virusul hepatitice. Care este mecanismul reactivării virusului hepatitei B, respectiv C? Este, cheia acestui mecanism este tocmai imunodepresia. Imunodepresia înseamnă, practică, răspunsul imun al organismului împotriva acestui virus este complet prăbușit, și virusul, nemai având practic un răspuns imun al organismului care să-l contracareze, se va replica într-un mod necontrolat și în felul acesta, desigur, va afecta ficatul într-un mod necontrolat și se va ajunge la acest tablou de hepatită acută, care unor îmbracă forme fulminante, ceea ce înseamnă insuficiență hepatică acută și deces în absența unui transplant hepatic făcut în acel moment. Se poate măsura gradul de imunodepresie? Dacă ne referim strict la virusul hepatitic B, mă rog, lucrurile sunt mult mai complicate. Avem două situații distincte. Avem situația în care pacientul se știe că are infecție cu virus hepatitic B, o cunoaște. Și avem și situația în care pacientul a avut cândva o hepatită acută cu virus hepatitic B, care s-a vindecat aparent și are chiar anticorpi împotriva virusului hepatitic B într-un titru uh, protector. Odată cu instalarea imunosupresiei, acest titru protector de anticorpi anti-HBS, cum se numesc ei, scade, ajung chiar să dispară acești anticorpi complet Și din cauza faptului că virusul hepatitic B este un virus care rămâne latent după episodul de hepatită acută avut când va rămâne latent în celul, câteva celule hepatice De acolo el se poate reactiva și reapare în sânge Chiar și la o persoană care a avut cândva o hepatită acută B, care s-a vindecat, despre care poate nici nu știe, găsim noi la analize niște analize care ne arată că a avut cândva în trecut o hepatită B și prin acest mecanism dispar anticorpii protectori, reapare virusul, se multiplică virusul și apare afectarea hepatică. Spuneați că se poate ajunge la insuficiență hepatică și deces. Știți cumva când anume acești pacienți fac insuficiență hepatică și în cât timp? Dacă protocolul a fost aplicat și au primit tratamentul antiviral împotriva hepatitei B, Înainte de începerea chimioterapiei sau terapiei imunosupresoare, în principiu, ei nu mai ajung să facă o astfel de formă de hepatită acută, fulminantă, severă, cu deces. Aici ajung de obicei pacienții care n-au știut că sunt infectați cu virusul hepatitic B și au început o terapie imunosupresoare. Dar, din procentul celor care dezvoltă o reactivare de virus hepatitic B, un procent de până la 10% ajung să facă forme atât de severe. Restul fac forme moderate cu creșterea ale valorilor transaminazelor plus minus icter, care se controlează treptat, treptat, dar pot avea o evoluție prelungită. În ceea ce privește reactivarea virusului hepatitic B, respectiv C, care dintre cele două este mai uh, frecventă la acești pacienți? Uh, clar, reactivarea virusului hepatitic B uh, și asta pentru că între cele două virusuri există diferențe mari. După cum bine știți, la ora actuală putem trata și vindeca hepatita cu virus C cu un tratament fără interferon, interferon free, respectiv cu, un tablet, cu tablete, deci un tratament de administrare orală, în doar 8 sau 12 săptămâni. Deci, virusul C este la ora actuală vindecabil. Putem rezolva această infecție. În timp ce la virusul hepatitic B nu avem încă un uh, tratament antiviral care să poată conduce la vindecarea uh, și la eradicarea completă a infecției, din cauza acestei proprietăți a virusului hepatitic B de a putea rămâne în stare latentă în nucleul hepatocitelor, celulelor hepatice. Unde stă la adăpost de uh, mijloacele de protecție imună ale organismului, dar de acolo se poate uh, reactiva, după cum spuneam, în special în condiții de scădere brutală a imunității. Există statistici cu privire la câți pacienți cu hepatite sunt imunodeprimați? Aici e dificil de spus, pentru că avem foarte multe cauze de imunodepresie pe măsură ce se avance, avansează în vârstă, deci vârstnicul ajunge să facă diverse boli care produc fie ele imunodepresie, leucemii, linfoame, neoplazii, sau ajung să primească niște terapii care produc imunodepresie pentru uh, respectivele boli. Deci este foarte greu de estimat pentru că vorbim de foarte multe cauze de imunodepresie. Dar uh, se cunoaște acest fapt că în ultimile decenii, odată cu progresele mari făcute de medicina, uh, fiind tratamente eficiente contra acestor boli severe, cum ar fi din foamele, uh, speranța de viață a crescut și în același timp pacienții sunt tratați și rămân într-o stare de imunodepresie mai mult timp. Deci, cumva, progresele medicinii aduc cumva acest risc, să-i spunem, al uh, unor stări de imunodepresie care pot crea în spatele lor uh, diverse uh, complicații, cum este și aceasta, reactivării virusurilor hepatitice. Care este mesajul pe care vreți să-l transmiteți pacienților cu afecțiuni hepatice din România? În primul rând, cei care știu că au o infecție cu virus hepatitic B sau C, trebuie să știe că la ora actuală în România avem tratamente antivirale eficiente. În special pentru virusul hepatitic C, pe care îl putem vindeca la ora actuală în 8 sau 12 săptămâni de tratament cu tablete, fără interferon. Deci, pentru virusul hepatitic B avem de asemenea niște uh, uh, molecule antivirale eficiente, doar că nu avem încă pentru virusul hepatitic B un tratament uh, finit durată care să vindece această infecție. Pentru a ține sub control virusul hepatitic B, tratamentul antiviral este de lungă durată.